Bine v-am regăsit, dragi iubitori ai muzicii! Sunt Bogdan Curta, cantautor, și astăzi vă voi prezenta un nou microfon. Este vorba despre Audio-Technica 4047MP. Ceea ce ne uimește în primul și în primul rând, prima impresie când avem în mână acest microfon, este calitatea cu care a fost realizat, calitatea finisajelor. Am impresia că țin în mână o adevărată bijuterie. Nu exagerez. Acest logo, Audio-Technica, strălucește. Totul parcă a fost făcut la microscop. Și chiar este așa, într-o oarecare măsură. Microfonul Audio-Technica are două diafragme mari, pulverizate cu aur într-un pattern special conceput, pentru ca diafragma să aibă un răspuns mai bun pe frecvențele acute. Nu este un microfon cu răspuns în linie, pe medii și pe acute are o creștere, ceea ce pentru unii este un mare avantaj, filozofia Shure, deși vorbim acum, nu uitați, de Audio-Technica. Pentru alții, desigur, nu este cel mai fericit gaz, am mai spus și adineauri, fiecare om, fiecare voce își are microfonul. Dar haideți să ne întoarcem la microfonul nostru. Avem, nu o să vorbesc acum despre cardioid, hipercardioid și așa mai departe, pentru că multă lume nu înțelege ce înseamnă acest lucru. Mai simplu spus, microfonul poate capta din față, din față și din spate și cerc, adică mai multe paternuri polare. Asta face ca acest microfon să fie extrem de util în numeroase situații. Ca de pildă, realizarea și imprimarea de emisiuni radio. Vom avea și teste pentru acest microfon, înregistrări ale unor diferite genuri muzicale, cu și fără efect, cu și fără EQ, pentru a putea să vă dați seama, este un microfon care se comportă foarte bine, suportă foarte bine EQ-ul, ceea ce este un mare plus. Nu toate microfoanele suportă egalizarea, sunt și microfoane foarte scumpe care nu se împacă bine cu EQ-ul. Acesta se împacă foarte bine cu EQ-ul, deci puteți să-i schimbați răspunsul în frecvență, puteți să colorați puțin sunetul. Poate fi folosit, desigur, ca și microfon vocal. Are și un low-cut filter pentru a amortiza zgomotele nedorite din mediul înconjurător, frecvențele joase. Are și un switch atenuator de 10 decibeli, util în situațiile în care volumul de sunet pe care trebuie să-l suporte acest microfon este foarte mare. Și pentru că am ajuns aici, vreau să vă spun că este unul dintre microfoanele care îndură cel mai mult dintre câte microfoane am văzut eu și, slavă Domnului, până acum chiar am văzut multe. Acest lucru se obține însă cu un sacrificiu, dinamica. Trebuie să fiu sincer cu voi. Este un microfon ideal pentru cei cu voce puternică, soliști de operă, cântăreți de rock, de muzică pop, care vor să urle. De-a dreptul, un microfon este și acest curent în muzică. Sunt oameni care țipă în microfon. Dar dacă vreți să cântați muzică folk, balade, colinde, veți avea această problemă. Dinamica lasă mult de dorit, dar avantaje și dezavantaje. Microfonul poate suporta volume foarte mari, puteți capta cu el sunete de chitară electrică, sunete de trompetă, saxofon. Nu-l recomand vocilor de tenor, este însă ideal pentru bariton, pentru că lipsește acel efect de proximitate.
Ideal de asemenea și pentru vocile de soprană, având un răspuns mediu acut excepțional, o strălucire aparte. Conectorii sunt placați cu aur pentru o mai bună conductibilitate și o mai bună calitate a semnalului. Nu uitați că suntem în mediul de conexiune analogică, unde calitatea conductorilor contează. Apropo, există această tendință, microfoane pe USB, nu vi le recomand. USB nu are voltajul necesar pentru a asigura phantom power, puterea de alimentare reală de care are nevoie un microfon condenser. Vă voi mai spune că este un microfon bun, dar ca majoritatea microfoanelor nu pentru toată lumea. Vor exista voci care vor suna excepțional pe acest microfon. Și ca să vă vând un pont, cei care iubesc microfoanele Shure și sună bine pe un Shure SM58, de exemplu, vor suna bine și pe acest model de la Audio-Technica, respectiv 4047 MP. Frecvența sa de răspuns diferă puțin în funcție de selectarea patternului, ceea ce este firesc pentru fiecare microfon. Diferențele însă nu sunt semnificative, sunt mai mici ca și în alte cazuri. Microfonul vine foarte bine dotat cu un amortizor shark mount, dacă vreți să ne englezim. Este foarte bine construit din metal. Știu că există o isterie a shark mount-ului din metal. Suspensia este foarte bună. Microfonul stă în condiții de deplină siguranță. Și această suspensie este foarte avantajoasă și pentru alte microfoane. Foarte flexibilă. Puteți atașa în ea fără probleme, ceea ce fac și eu acum, un Neumann TLM 103. Suspensia de la Neumann costă numai 150 de euro. Toate accesoriile Neumann sunt extrem de scumpe. O puteți folosi. Stă foarte bine în această suspensie și un AKG C240. Mulțumim magazinului Play care a făcut posibil acest review. Magazinul Play din Cluj-Napoca. Cele mai mici prețuri din România. Puteți să comandați pe internet sau dacă sunteți din Cluj și sau din împrejurimi, puteți să faceți o vizită la magazinul Play. Puteți să-mi ascultați muzica, scriind simplu Bogdan Curta pe YouTube sau vizitând site-ul bogdancurta.ro, www.bogdancurta.ro. Audio-Technica 4047 MP, test cu reverb și EQ. Folk. Și vine toamna, te îmbracă în straie ruginii. Și vine toamna, frumoasă ești cum n-ai mai fost. Și greu mi-e dorul, un dor al verilor turzii, iar eu îți scriu poeme fără rost. Pop folk. Hei, 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 ce mireasmă pe subtei, subtei. Hei, 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 râci și ochii tăi, ce-ai mei, ce-ai mei, ochii ei. Balad. Merit eu să fiu iubit, tocmai de tine, eu care m-ai greșit. Voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu te mint nici când. Rock and roll. Blue, blue, blues are shoes, baby. Blue, blue, blues are shoes. Blue, blue, blues are shoes. Blue, blue, blues are shoes. Do you can do anything? All my blues are shoes. Falling in love with you.
colinde. Oameni cu aripi de îngeri, oameni cu sufletul bun, nins într-o iarnă de plângeri, iarăși mi-e dor de Crăciun. În urma testului cu audiotehnica 4047MP, am constatat un bun răspuns în ceea ce privește frecvența medii acute. Nu are un răspuns liniar, ceea ce pentru unii este un avantaj, iarăși este lipsa efectului de proximitate, mai ales pentru vocile baritonale, dar mie personal îmi place să lucrez, să profit de acest efect de proximitate al microfonului. Este un microfon foarte bun, dar nu pentru voci de tenor. Eu îl recomand, de fapt, baritonilor și vocilor de femeie sau vocilor masculine care nu urcă foarte sus și nu modulează foarte mult. Mi-a plăcut strălucirea acestui microfon, nu mi-a plăcut însă lipsa de dinamică. Nu puteam să fac acele floricele, nu prindea toate acrobațiile acelea, toate jocurile acelea ale vocii. Eu personal nu m-am putut juca cu vocea pe acest microfon. E destinat celor care cântă rock, care cântă foarte tare, care țipă în microfon. Probabil că poate fi folosit și pentru captarea chitării electrice. Suportă volume foarte, foarte mari. În general, microfoanele cu dinamică redusă suportă volume foarte mari. Deci dacă voi cântați dance sau rock, vi-l recomand. Dacă vreți să cântați colinde sau folk, mai bine uitați-vă spre alte modele. Per ansamblu este un microfon bun, dar nu potrivit tuturor. Cu siguranță sunt oameni pentru care acesta este microfonul ideal. Audiotehnica 4047MP, test fără EQ și fără compresie. Folk. Și vine toamna, te îmbracă în straie ruginii, și vine toamna, frumoasă ești cum n-ai mai fost, și greu mi-e dorul, un dor al verilor târzii, iar eu scriu poeme fără rost. Pop folk. Hei, 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 ce mireazmă pe subtei, subtei. Hei, 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 râd și ochii tăi și ai mei, ochii ei. Baladă. Merit eu să fiu iubit, tocmai de tine, eu care am mai greșit. Voi ști să te port în gând, să nu te uit, să nu te mint nici când. Rock and roll. Blue, blue, blues rain shoes. Blue, blue, blues rain shoes, baby. Blue, blue, blues rain shoes. Blue, blue, blues rain shoes. You can do anything. All my blues rain shoes. Falling in love with you. Colinde. Oameni cu aripi de îngeri, oameni cu sufletul bun, nins într-o iarnă de plângeri, iarăși mi-e dor de Crăciun.